Capitolul 28. Călărim noaptea prin pădure. Odată aflați la adăpostul pădurii, Engel o așeză cu grijă pe mama lui Margaret lângă trunchiul unui stejar uriaș, așa încât să nu ajungă la ea nici ploaia, nici vântul. Vom aștepta aici puțintel, spuse el calm, iar asta o să vă ajute să vă reveniți puțin după efortul și suferința din peripețiile prin care am trecut, doamne Birkman. Nu, să nu zăbovim, exclamă ea, apucând mâna soțului ei și ridicându-se în picioare printr-un efort care îi surprinse pe toți. Hai să mergem mai departe. Oamenii ăștia or să descopere că nu suntem acasă și or să-și dea seama că am ieșit din oraș. Cu siguranță că vor veni să ne caute. Gândul o făcu să tremure și, așa slăbită cum era, îl trase pe soțul ei după ea. Atunci, luați brațul meu sau, mai bine, de vreme ce eu sunt mai odihnit decât Engel, o să vă duc eu în brațe, exclamă Herman, ridicându-i trupul slăbit, înainte ca femeia să mai poată spune ceva. Înainte, spuse el, când Engel protestă, că mai aveau totuși de străbătut 5 sau 6 kilometri. Arată-ne calea. Nimeni nu cunoaște pădurea mai bine decât tine. De mai multe ori, când vântul șuiera printre copaci, făcând înaintarea periculoasă din cauza crengilor mari care smulse cădeau cu putere la pământ, călătorii s-au oprit ca să se asigure că nu erau urmăriți. Pentru că undeva, în depărtare, li se părea că se aud voci de bărbați. Peste vreo oră, după ce purtătorii mamei lui Margaret se schimbaseră de două ori, pădurarul anunță că se aflau aproape de ferma de unde se gândea că vor putea închiria niște cai. Se pregătea să le arate o poiană unde se afla casa când auziră, în ciuda fâșâitului frunzelor, tropăitul unui cal. Vin după noi, spuse Margaret cu voce sugrumată, scrutând întunericul din jur pentru a găsi vreo ascunzătoare. Pe aici, exclamă pădurarul și, predând sarcina lui Herman, își întinse mâna spre Margaret. O trase după el, iar ceilalți îi urmară printre tufișuri, departe de drum, așteptând să vadă despre ce era vorba. Imediat apăru un cal dezorientat, neatent la drum, îndreptându-se în goană către tufișul în spatele căruia se ascundea micul grup. Animalul se apropia tot mai mult de ei, nevăzând pe unde calcă, vizibil înspăimântat sau galopat de călăreți, dar se împiedică de o rădăcină ascunsă și alunecoasă din cauza ploii. Căzură amândoi. Călărețul se rostogoli de pe armăsar fără să scoată niciun sunet și zăcea acum întins la pământ, în timp ce calul, ridicându-se în picioare, dispăru în întuneric. Pădurarul alergă spre călăreț și, aplecându-se asupra lui, îl ridică în brațe, dar îl lăsă din nou jos. E mort, spuse el încet, și a rupt gâtul. Îngroziți din nenorocire, fără puterea de a comenta în vreun fel, își continuară drumul, lăsându-l pe bărbatul mort acolo unde căzuse, și nu se mai opriră decât când ajunseră într-un loc unde frunzișul era atât de des încât chiar și pe lumina zilei nu riscau să fie văzuți. Vă las aici, iar eu mă duc la ferma din apropiere ca să-l trezesc pe stăpân. Are niște cai pe care mi-i poate împrumuta dacă îi plătesc o sumă de bani. Aici, Engel făcu o pauză. Mă îndoiesc că mi va da dacă nu-i pun banii jos, adăugă el șovăind. Și nu am suficienți bani la mine. Asta e treaba mea, Engel, spuse Birkman. Ia punga mea și folosește-o cum crezi tu mai bine. O, acum nu mai e nicio problemă, exclamă pădurarul cu exaltare. Rămâneți aici, la adăpost, și nu o să vă găsească nici Cahleus, nici garda orașului, de a-r aduce ei 100 de făclii ca să lumineze pădurea. Plecă. Și timp de o oră îl așteptară să se întoarcă, atenți la toate zgomotele pădurii, șuieratul vântului, părâitul unui copac doborât de furtună și căzând cu trosnet la pământ. Chiar și animalele care își aveau casa în apropiere erau prea năucite ca să se mai sinchisească cei ce le invadaseră domeniul. Fugeau acum dezorientate și îngrozite. Ceasul părea că nu se mai sfârșește.
Clipele se scurgeau greu și de mai multe ori mama lui Margaret își exprimă teama că Angel i-a lăsat să se descurce cum vor putea prin pădure. "Nu spuneți așa ceva despre Angel, nici să nu vă gândiți la așa ceva," protestă Herman. "E onoarea întruchipată." Probabil că fermierul dormea greu și nu i-a fost ușor să-l trezească. Sau poate că au fost ceva probleme cu pregătitul cailor pentru călătorie. Și sigur, Angel a insistat să fie hrăniți bine înainte de a pleca cu ei. Toate astea iau timp. Mai trecu jumătate de oră. Momente lungi și chinuitoare pentru cei ce așteptau neliniștiți. Dar imediat auziră, mult mai limpede, acum când furtuna trecuse, fornăitul unor cai și zgomot de copite potcovite. "Unde sunteți?" se auzi întrebarea pădurarului, iar Herman îi răspunse, așa că acesta ajunse îndată lângă ei, ținând de fune 5 cai înșeuați, gata de călătorie. Unul dintre ei avea pe spate un fel de coș, aranjat într-un asemenea mod încât mama lui Margaret să poată călători confortabil în el. "Asta mi-a luat cel mai mult timp," explică Angel. "A trebuit să inventez ceva, dar fermierul s-a arătat binevoitor." Herman o ajută pe Margaret să urce în șa și după ce îi dădu o mână de ajutor și tatălui ei, sări și el pe spatele calului, iar grupul se puse în mișcare. "Trebuie să mergem în șir indian," preciză pădurarul, când ajunseră la o cărare vizibilă, acum că ploaia încetase, iar luna începea să-și facă simțită prezența, deși pe cer se îngrămădeau încă norii. "Herman, tu o să închei șirul. Aș vrea să ajungem mai întâi la coliba mea, iar acolo o să vă spun ce plan am." Se furișau acum printre copaci și pădurarul îi anunța când să se aplece ca să evite crengile mari. "Aveți încredere în mine," exclamă el când păreau că merg într-o direcție greșită. "În întuneric sunt ca o pisică. Merg ori încotro vreau și cunosc acest drum." Spiritul lui încrezător risipi de îndată temerile tovarășilor lui. Începuseră să se obișnuiască cu întunericul și îi puteau distinge trupul bine făcut, capul și umerii largi. Uneori, când întunericul nu mai era atât de des, îl vedeau aplecându-se și atunci se aplecau și ei ca să evite crengile. Dar, chiar și așa, Margaret le simți biciindu-i fața și făcându-o să tresare de durere. Deodată, pe neașteptate, pădurarul sări din șa. "Aici e casa mea," spuse el, apropiindu-se de Margaret ca să o ajute să descalece. O ridică ca pe un copil mai măricel, pe mama ei din coș, în timp ce tipograful, neobișnuit cu șaua, se trezi stând în picioare, înainte ca să-și dea seama prea bine ce se întâmplase. "Leagă caie, Herman, acolo unde e mai întuneric. Apoi vino și tu înăuntru. Trebuie să mâncăm ceva și o să-mi iau și câinele cu mine. S-ar putea să fiu plecat câteva zile și n-aș vrea ca dragul meu tovarăș să stea flămând." O oră mai târziu se aflau din nou în șa, mai întremați, atât ei cât și caii lor, după o masă bună. Înainte de a porni la drum, Angel le explică planul pe care îl avea în minte. "Vreau să o luăm prin spatele castelului lui Shouts, unde nu este o cărare prea mare, dar o putem străbate. Nu cred că e cineva pe afară pe o asemenea noapte, așa că să nu vei fie teamă că oamenii lui ne vor ieși în cale." Un fior de frică trecu prin inimile celor ce-l ascultau, dar îl urmară fără murmur. După ce parcurseră o distanță bună, pădurarul ordonă o oprire, iar grupul se strânse în jurul lui, întrebându-se ce putea fi. "Suntem prea aproape de vizuina tâlharilor," spuse încet Angel. "Se pot vedea luminile castelului. Și ca să vezi, sunt niște torțe pe cărare, iar Shouts și oamenii lui sunt afară pentru vreo treabă blestemată," murmură el. "Urmați-mă! Ne continuăm drumul prin pădure înainte de a ne îndrepta spre destinația noastră. Nici prin cap nu mi-a trecut că s-ar putea ocupa deja pe o asemenea noapte și la o asemenea oră."
Făcură cale întoarse și intrară în pădurea întunecată, stârnind spaima unor creaturi deja înfricoșate de furtună. După ce parcurseră un kilometru sau doi, cotiră brusc, iar în față li se deschise un luminiș, unde puteau vedea, în contrast cu pădurea deasă, prin care au călărit și nu vedeau nimic. Trebuie să traversăm porțiunea asta și să intrăm în pădurea de dincolo, iar din momentul acela puteți să vă simțiți liberi de orice teamă, spuse păduralul cu ușurare în glas. Am străbătut pădurea asta de sute de ori și n-am întâlnit nici urmă de om. Mai greu e că nu-i nicio cărare, așa că eu o să merg înainte, iar voi o să mă urmați. Pădurarul o luă înainte și teama care le strângea inimile se risipi când îl auziră vorbindu-i calului și fredonând o cântare pe care protestanții o cântă la întâlnirile lor secrete. Margaret călărea lângă Herman, iar sentimentul de încredere și eliberarea de teamă îi încuraja să-și vorbească. Călărirea așa câteva ore până la ivirea zorilor. Aproape fără să realizeze, se opriră să admire frumusețea dimineții după o noapte de furtună. Soarele se ivea strălucitor de după un deal împădurit, iar razele lui păreau că se odihnesc pe o pernă de ceață. Copacii și pădurea tânără, mușchiul de pe jos și crengile căzute erau vizibile acum, în lumina zilei. Astrul ceresc se înălța triumfător, risipind negura și ceața. Dar gloria răsăritului și cântecul păsărilor aduseră cu ele un fior de spaimă. Înaintea lor se afla o poiană și dincolo de ea se vedea râul. În mijlocul luminișului se putea vedea o colibă, de pe hornul căreia se ridicau rotocale de fum albăstrui. Privirea lui Margaret îi trăda frica. Nu e prea periculos să fim atât de aproape de casa asta? Întrebă ea, întorcându-se neliniștită către pădurar. Întrebarea ei îl făcu să râdă. Fritz Schiller e protestant adevărat, ca mulți alții de pe aici. Cere un testament luteran și îți va arăta unul. Pune pe cineva să întrebe de tine dacă te-a adăpostit în casa lui și dacă a promis că te va ascunde, va prefera să moară decât să te trădeze. Cândva m-am gândit să-l aduc pe William Tindale aici, dar l-am dus până la urmă la Mlaștini, lângă casa tatălui meu, și aceasta nu pentru că nu aveam încredere în el. Fritz! Strigă pădurarul coborând de pe cal, iar vocea lui groasă sperie păsările din apropiere. După ce traversă luminișul, strigă din nou, după care bătu la ușă. Îi deschise imediat un bărbat pe care Margaret și tatăl ei îl întâlniseră de mai multe ori pe străzile orașului, fără să știe cine este. Ce face aici, Engel? Întrebă bărbatul cu barbă sură, ținând în mână un topor, iar în cealaltă o bucată de lemn. Asta-i tot ce auziră ceilalți, însă nu trecu mult și Engel îl chemă pe toți, strigându-le să aducă și calul lui. Vom sta aici până când drumul va fi liber, spuse el. Râul nu poate fi traversat acum. S-ar putea să fim nevoiți să stăm aici o zi sau două, dar n-aveți de ce să vă temeți. Poți să te odihnești, doamnă Birkman, și de îndată ce vom trece dincolo de râu, nu va mai fi niciun pericol.